Bun, ne aflăm din nou pe strada Lupilor, pe strada Cogălnicianu, doar în celălalt capăt al străzii. Exact. Strada este, chiar îmi spunea cineva la un moment dat, că e cea mai romantică stradă din Cluj, pentru că venind dintr-un capăt într-altul, practic pornești de la anul 1486, când a început construcția bisericii din actuala biserică reformată și vii până aici în 1875, când a fost edificată actuala clădire a rectoratului Universității Babeș-Bolyai. Da. Și dacă am zis de Babeș-Bolyai, este probabil cea mai importantă instituție a orașului, o universitate în care tot al 5-lea din Cluj ori lucrează, ori a studiat la această universitate. Din câte știu, e considerată a fi una dintre cele mai mari universități multiculturale din Europa și noi ne mândrim cu o tradiție universitară încă din secolul XVI. Nu mă înșel, 1518 este înființat un colegiu aici la Cluj. Se lucrează, da? Este înființat un colegiu la Cluj, un colegiu iezuit, care atunci avea 4 facultăți. Planul inițial a fost al unui rege. Hai să ne oprim puțin. Bun, deci ne mândrim în Cluj cu o universitate încă din 1516. Un principe al Transilvaniei, un voievod al Transilvaniei pe numele său Ștefan Batoria a venit cu această idee, doar că el a fost, îmi place să spun, promovat. A devenit rege al Ungariei și al Poloniei, într-o anumită perioadă au fost împreună și a lăsat aceste planuri fratelui său, Cristofor Batorii, care într-adevăr a înființat acest colegiu, care este precursorul Universității Babeș-Bolyai de azi. Nu neîntrerupt, a existat o universitate în Cluj, dar în cea mai mare parte a timpului a existat o universitate în Cluj până în secolul 20, când după primul război mondial, pe lângă universitatea care exista deja, care era o universitate cu predare în principal în limba maghiară, dar și germană și latină, a fost înființată Universitatea Românească. 1919 și cele două universități au mers în paralel până în anii 60. Exista o universitate maghiară denumită János Bolyai, după unul dintre cei mai importanți matematicieni. Este unul dintre cei care a inventat matematica neeuclidiană, respectiv a demonstrat că dacă două linii sunt paralele, ele se întâlnesc. Bolyai, familia Bolyai este o familie foarte celebră din Târgu Mureș, dar ei au studiat și aici la Cluj și după János Bolyai și după tatăl său Farkas Bolyai au fost dat numele Universității Maghiare și Universitatea Română denumită după Victor Babeș, celebrul bacteriolog, care mulți spun că ar fi meritat chiar și un premiu Nobel. Unul dintre colaboratorii lui Robert Koch, cei care au descoperit și bacilul tuberculozei. În anii 60, pentru a putea, în special, se spune, după Revoluția de la Budapesta, pentru a putea controla mai bine, cele două universități au fost unite, făcând ca azi să fie una dintre cele mai mari universități multiculturale din Europa. Universitatea are, din câte știu, undeva 15 sau 19 facultăți și se poate studia în limba română, maghiară și germană, la fiecare dintre aceste, facultăți. Foarte interesant. Da. Este o instituție de prestigiu, din câte știu, este prima din România ca și în toate topurile mondiale și europene, unde oricum nu stăm noi tare bine, dar măcar Universitatea Babeș-Bolyai este pe primul loc. Acesta este clădirea rectoratului. La sfârșit, în cea de-a doua jumătate a secolului XIX a existat o reformă a Imperiului Habsburgic, în urma căruia și Transilvania a fost reorganizată. Clădirea ar fi trebuit să îndeplinească rolul unui fel de parlament regional, dar foarte repede s-a schimbat. Schimbarea a fost instaurată monarhia austro-ungară și clădirea a funcționat ca și universitate. În 1875, dacă nu mă înșel, s-a înființat la Cluj Universitatea Franz Iosef. Tot așa, în stilul acesta, cu cărămida asta aparentă, similar Universității din Cernăuț, de exemplu, înființată tot cam în aceeași perioadă, care astăzi este sediul Mitropoliei Ortodoxe de acolo. Și de atunci funcționează în continuare și, după cum am spus, este unul dintre principalele avantaje și funcții de atracție ale Clujului. Bun, mergând mai departe, pe strada Cogălnicianu, care vedem, și putem să ne dăm seama un pic cam cum va arăta când va fi finalizată, cam toate clădirile din stânga și din dreapta au vreo legătură cu universitatea. Ok. Sunt fie institute, fie facultăți. Un pic mai în față este și restaurant al colegiului academic. Da. Foarte interesantă și cu o poveste cu totul și cu totul deosebită este această statuie, sau mai bine spus, acest grup statuar. Da. Este reprezentată Școala Ardeleană. Școala Ardeleană, care a fost o mișcare foarte interesantă, în principal a unor teologi greco-catolici, care încercau să combată teoriile apărute tot mai des, conform cărora poporul român s-ar fi format la sud de Dunăre. Da. Ei, reprezentanților cei mai importanti, Samuel Micu, Minochente Micu Klein, Petru Maior, Gheorghe Șincai și așa mai departe, au combătut aceste teorii. Bun, și ei au cam exagerat, au spus că limba română este chiar limba latină care se vorbea pe aici, ceea ce nici asta nu este adevărat, cu atât mai mult cu cât limba română care se vorbea la sfârșitul secolului XVIII era cu niște foarte, foarte mari influențe slave. Noi uităm, dar în secolul XIX a mai existat o relatinizare a limbii române. Dacă încercăm să citim azi texte din secolul XVII-XVIII din limba română, e destul de complicat și destul de greu. Bun, ce este foarte interesant la statuia asta este că a fost realizată în anii 70, da, adică în comunism, okay, și reprezintă niște teologi greco-catolici. Biserica greco-catolică care a fost interzisă în 1948, da, singura biserică complet interzisă care oficial s-a unit cu biserica ortodoxă, dar știm că de bine s-a unit, de au ajuns toți episcopii în închisori și toți preoții care n-au vrut să accepte unirea. Totuși, în anii 70, în comunism, în Cluj se realizează de către Romul Ladia, un celebru artist din Cluj, se realizează o statuie, da, a Școlii Ardelene cu preoți greco-catolici. Acum în Cluj este o întreagă discuție, o întreagă dezbatere. Statuia inițială, grupul statuar inițial avea un soclu cam de vreo 30-40 de centimetri, care odată cu renovarea străzii a fost distrus. Și s-a adus la același nivel. Foarte multă lume spune că nu poți să faci așa ceva pentru că soclul făcea parte din statuie. A existat o inițiativă cetățenească împotriva acestei măsuri și acum, din câte știu, s-a hotărât să se reamplaseze soclul. Okay. Deci urmează să fie reamplasată aici statuia. Și nu ne-am îndepărtat foarte mult de centru și am ajuns în fața unei catedrale. Exact. Am ajuns în fața celei mai noi catedrale ale orașului, pentru că orașul mai are și alte catedrale. Ne aflăm aici pe un loc care până la primul război mondial era un parc și era o zonă foarte mlăștinoasă. Aici era și așa numitul târg de lemn al Clujului. Exista și o fabrică, din câte se pare, o fabrică de cherestea care nu era foarte departe de actualul amplasament al Operei Naționale. Da, opera care este chiar în față, exact, da, cea cu galben. Exact. Și în momentul în care Transilvania s-a unit cu România după primul război mondial, după 1 decembrie 1918 și după tratatele de la Paris și Versailles, desigur că o foarte mare parte a comunității române a venit înspre Cluj și și-a dorit să aibă o catedrală. Okay. O biserică monument, o biserică impresionantă. Existau deja o biserică ortodoxă în Cluj, biserica pe strada Bisericii Ortodoxe de azi. În maghiare se spunea strada Bisericii Grecești. Da. Doar că aceasta se afla în afara zidurilor cetății și mai exista o biserică greco-catolică. Dar o biserică de amploare aceasta, de monumentalitatea aceasta, nu exista și a fost nevoie. După, cred că multă lume uită, dar după primul război mondial a existat o perioadă de câțiva ani în care Transilvania oarecum s-a autoguvernat prin acest așa numit Consiliu Dirigent. În momentul în care și Clujul a devenit partea României, domnul reprezentat aici în această statuie, episcopul Nicolae Ivan, da, a adresat o cerere Consiliului Dirigent pentru construcția și pentru finanțarea lucrărilor catedralei, care vor începe în 1923. De către doi... Va exista un concurs de arhitectură câștigat de doi arhitecți care au câștigat și... care au construit și mausoleum de la Mărășești, George Costinel și, dacă nu mă înșel, Nicolae Pomponiu. s-ar putea să mă înșel la prenumele lui Pomponiu. În orice caz, ei sunt cei care vor construi această catedrală într-un stil, un mix între stilul neobizantin și neoromânesc, care era destul de tipic pentru acea vreme în cazul construcțiilor din, din toată România și în special din Transilvania, a bisericilor ortodoxe. În 1933, deci cam la 10 ani după, este inaugurată. Slujba de inaugurare sau slujba de sfințire este oficiată de către patriarhul Miron Costin. Da. Pardon, Miron Cristea. Miron Costin este cronicarul Moldovei. Și printre alții sunt oaspeți de seamă ca și regele Carol al II-lea și prințul moștenitor, regele Mihai. În biserică se pot vedea două candelabre foarte frumoase. Sau unul este în forma coroanei regelui României. A fost un cadou din partea regelui Carol și celălalt este în forma coroanei patriarhului. Da. Donată de către patriarhul din acea vreme. Bun, biserica rămâne catedrală ortodoxă și în perioada comunistă, odată cu schimbarea statutului, devine și sediu de arhiepiscopie, ceea ce este și astăzi. În 2006 a devenit arhiepiscopie și datorită acestui domn care este reprezentat aici, una dintre marile personalități românești ale Clujului de după primul război mondial, sau mai bine zis, după al doilea război mondial și după 1990, Valeriu Anania, cu numele de Mirean, sau Bartolomeu Anania, cu numele de călugăr, cel care a avut o viață foarte, foarte interesantă, foarte activă. Chiar înainte de primul război mondial a fost membru al în cadrul seminarului ortodox, care a studiat al unui, cum îi spuneau comunii, cuib de legionari, a unei frății de cruce, el însuși declarând că nu a devenit legionar cu acte în regulă din două motive. Odată pentru că era minor în 1941, amintesc că în 1941 încă majoratul se sărbătorea doar la 21 de ani, și pe lângă asta pentru că în cadrul rebeliunii legionare el spune că a văzut adevărata fața a gărzii de fier cu care nu putea să fie niciodată de acord. Totuși a fost de două ori arestat ca și legionar, din cauza faptului că era legionar, ceea ce a cauzat un cazier și nu a scăpat niciodată de această titulatură. În 1946, studiind la Cluj medicina, fiind deja hirotonisit și fiind deja călugăr, a studiat medicina și a fost liderul Asociației Studențești Petru Maior și a fost cel care în 1946 a organizat sau a condus greva studenților. Da. Împotriva comunismului, lucru care a atras pe urmă niște mari, ca să spun așa, neplăceri. Este un eufemism, extrem neplăceri, pentru că a fost într-o închisoare comunistă. Cred că restul lucrurilor se știu. Oricum, după 90 devine mitropolit aici la Cluj și este unul dintre cele mai populare personalități ale Clujului. Îmi amintesc că eram copil când, cred că a murit în 2011, dar îmi amintesc că în timpul slujbelor de duminică sau, mă rog, sărbători mai mare, tot locul de aici, toată întreaga piață Avram Iancu era închisă traficului și venea foarte, foarte multă lume. Și astăzi se găsesc slujbe de ale lui, se găsesc predici de ale lui și de cumpărat și ca și audiobooks. Știu că sora mea este stabilită în București și nu de puține ori a mers la biserică și când a spus că este din Cluj, s-a spus, a, da, păi voi sunteți obișnuiți acolo cu predicile lui Bartolomeu Anania. Da. În 2018, când s-a aniversat centenarul Unirii, mai multe statui au fost construite, una din cele două pe care le-am văzut acum, lui Nicolae Ivan și a Bartolomeu Anania, sunt printre ele. Da. Un alt detaliu interesant și care, din păcate, multă lume învrăjbită uită de el, este un episod din timpul celui de-al doilea război mondial, când ne amintim că Ardealul de Nord fusese cedat prin dictatul de la Viena Ungariei și generalul maghiar care, mă rog, administra orașul, la un moment dat a hotărât, sau, mă rog, existau discuții foarte avansate să demoleze această biserică. Wow. Pentru că, mă rog, atunci era un monument, o biserică relativ nouă, nu avea, din 33 până prin 40, erau doar câțiva ani. Da. Oricum, trupele hortiste acuzau în continuare că perioada interbelică în care Transilvania de Nord, cel puțin, a aparținut României, este ilegală, ei nu au acceptat o mare parte din tranzacțiile imobiliare care s-au făcut Doar că nu putea să o distrugă așa pur și simplu, ci trebuia să aibă un pretext. Și atunci pretextul a fost că o mare parte a comunității ortodoxe sau comunității românești din Cluj plecase din Cluj, emigrase, mersese la Sibiu, ceea ce parțial este și adevărat. Și atunci el a zis, păi nu mai e folosită, nu mai avem nevoie de ea, o vom dărâma. Și atunci a apărut un alt personaj extrem de important în istoria Transilvaniei, cardinalul Iuliu Hosu, cardinal greco-catolic, Iuliu Hosu. Chiar dacă relațiile dintre Biserica Ortodoxă și cea greco-catolică nu au fost niciodată strălucite și astăzi, din păcate, mă rog, în anii 90 au fost și mai tensionate, astăzi s-au mai liniștit un pic, dar tot nu sunt cele mai bune, cardinalul Iuliu Hosu, în cadrul unei predici de ale sale, le-a spus credincioșilor, ok, pentru a evita distrugerea catedralei ortodoxe, de azi înainte, o parte dintre voi veți merge la slujbă la catedrala ortodoxă. Și ceea ce s-a și întâmplat, autoritățile maghiare nu mai având acest pretext și catedrala nu fiind distrusă. Da. Bun. La baza catedralei, să spunem, există și un muzeu. Am fost în muzeu, jos. Da? Da. Unde găsiți picturi pe icoane, pe sticlă, nu? Da, este unul dintre cele mai noi muzee ale orașului. Da. În primul rând a fost amenajat ca și o necropolă a episcopilor. Da, într-adevăr e și necropola în partea dreaptă. Printre care și mitropolitul Anania, Bartolomeu Anania. Și am văzut că e foarte iubit. În dreptul mormântului dânsului sunt foarte, foarte multe flori. Oamenii vin și pun flori acolo. Da, da, foarte multă lume și-l amintește, pentru că doar în 2011 a murit și multă lume și-l amintește, multă lume se identifică cu el. Da, stând aici în fața, astăzi este duminică, și stând în fața catedralei, lângă statuia lui, am văzut mai multă lume mergând și atingând statuia și închinându-se înainte de a intra la biserică. Da. Bun. Muzeul este în principal din cauza, sau mă rog, are ca și temă principală apropierea de Nicula, mănăstirea Nicula, care este unul dintre cele mai importante centre religioase ale Transilvaniei sau centre religioase românești ale Transilvaniei, și unde există și o foarte celebră școală de pictură pe sticlă. Da, da. Și o mare parte dintre icoane sunt de la Nicula, dar nu numai. Recomand și eu foarte tare muzeul, e interesant. Este, da. Ok. Da, văd că începe și slujba. Da. Nu putem să fim aici și să nu vorbim despre această statuie care, la fel ca și multe alte lucruri, împarte un pic Clujul în două. Este statuia lui Avram Iancu, cel care și dă numele pieței. Da. Un erou național absolut, în special pentru românii din Transilvania. Din punctul meu de vedere, lucrurile care se cunosc despre el sunt și în mare parte propagandistice, dar asta nu îi știrbește cu nimic meritele. Totuși ar trebui, după cum am spus și la începutul ghidajului, ar trebui să tratăm istoria tot timpul, cum zicea Titus Liviu, sine ira et studio, deci fără ură și părtinire. Da. În orice caz, la începutul anilor 90, cred că toată lumea știe care era administrația orașului Cluj, s-au construit și multe statui ale unor personalități marcante ale istoriei românilor, ceea ce este foarte bine și foarte corect. Da. De multe ori felul în care s-au construit și felul în care arată lasă de multe ori de dorit. Este o chestie de gusturi. Pentru mulți clujeni, statuia lui Avram Iancu putea să fie mult mai frumoasă și cred că eroul nostru ar fi meritat o statuie mai frumoasă. Cred că pot să stau o oră și să vă zic bancuri și care legende s-au făcut în jurul acestui moment. Voi spune doar unul dintre ele. Vedeți, Avram Iancu stă cu o mână, ține sabia la spate și cu cealaltă ține mâna, parcă liniștind, și se spunea în Cluj, referindu-se la oamenii care veneau la Caritas, le spunea, stați liniștiți că nu o să vă mai vedeți banii în veci. Da. Este una dintre interpretări. Ok, foarte interesant este acest loc se află practic extramuros, adică în afara vechilor ziduri ale incintei fortificate a Clujului. Ceea ce înseamnă că până în epoca modernă acest loc nu aparținea neapărat de Cluj sau nu aparținea neapărat de oraș. Doar după ce zidurile, incintele fortificate și turnurile nu au mai avut un rol și un caracter militar, a început construcția și aici. În primul rând cu diferitele palate, cu opera română despre care am vorbit, cu Palatul Justiției, Palatul Finanțelor. Adică Palatul Justiției e cel din stânga. Este cel din stânga, da, pe care sus se și vede o inscripție romană, este practic anul construcției, 1902. Da. M este 1000, C este 100, înainte de M prezintă 1000 minus 100 și 2. Spațiul devenind unul extrem de popular pentru clujeni. Clujul se poate lăuda cu două piațete mai mari, sau mă rog, chiar cu trei, dacă e să punem și Piața Vechii Cetăți, Piața Unirii, pe care am văzut-o, și desigur și Piața Avram Iancu, în care de foarte multe ori, în ultimii ani, și asta este chiar frumos, se organizează mici târguri meșteșugărești. Cum avem și astăzi, vedem și astăzi, exact. Și toamna e chiar frumos pentru că sunt și mici târguri, adică mă rog, sunt și standuri cu produse, cu fructe, cu legume. La fel, în Cluj se încearcă, chiar dacă, din păcate, piețele țărănești au pierdut destul de mult din valoare, există, cel puțin o dată pe săptămână, piețe voalante în diferite zone ale orașului, unde producători din zona Clujului pot să vină să-și vândă produsele. Și sunt anumite regiuni, anumite sate, care cel puțin pentru clujeni sunt foarte celebre pentru diverse roșii, de exemplu ridichi sau cartofii și morcovii de Râșca sunt celebri și așa mai departe. La fel sunt și, au început să apară în ultimii, să zic, 10 ani, câteva restaurante micuțe care merg fix pe acest principiu de slow food și merg pe principiul de a cumpăra produsele dintr-un perimetru de maxim 50 de kilometri distanță de Cluj. Și asta este un win-win pentru toată lumea și mi se pare că, cel puțin și din experiența mea, turiștii pe care am avut până acum în Cluj au preferat foarte tare restaurantele de acest fel. Pe lângă faptul că mâncarea este foarte bună, fiind foarte proaspătă, practic și simți un pic că lași ceva pentru comunitate. Ne dai un nume de restaurant de genul acesta? Nativ. Ok. Este unul dintre restaurante chiar în vechea piața a cetății. Cimbru. Ok. Cimbru, practic, ei au devenit cunoscuți la festivaluri, la Electric Castle, la Antol și așa mai departe, având niște food truck-uri cu niște mâncăruri foarte bune, și ei s-au și extins, au deschis și 2 mici restaurante în Cluj. Mai este Bistro 1578, este chiar în Casa Libertăților Religioase, unde veți găsi și un muzeu foarte interesant al libertății religioase. Pentru prima dată în lume, toate confesiunile s-au recunoscut reciproc, mă rog, unele s-au pe același nivel, s-au recunoscut între ele și au acordat aceleași drepturi, altele au fost doar tolerate, dar a fost primul loc în lume unde s-a întâmplat așa ceva. Da, și acolo este un restaurant cu specific mai mult maghiar, dar cu rețete parțial și reinterpretate. De exemplu, îmi place să duc acolo turiștii, există un desert, un kürtös-colac mai micuț, un plut cu creme brulee. Ok. Este o chestie așa, sună bine, reinterpretată, da. Păi, încheiem mai repede și mergem acolo să mâncăm creme. Ok. Bun, cred că putem merge mai departe. Okay. Văd că este un mic maraton în oraș și cu o fanfară care mai înainte cânta ABBA. Da. Foarte frumos, da, uite, ei se întorc chiar aici. Cred că se simt prost dacă nu mai fug. Uite, domnișoara, doamna dansează, stă la semafor sau nu se oprește, vezi? Pe muzică e. Da. Din câte știu, este un maraton mai inedit, pentru că se ia în calcul și anumite obiective pe lângă care ei trec, sau clădiri istorice, din cât am aflat între timp. Deci foarte frumos din partea, probabil, a comunității. Da, Clujul a început să abunde în diverse evenimente. În 2015 Clujul a fost capitala tineretului european. Da. În 2021, dacă nu mă înșel, ar fi trebuit să fie capital, adică mă rog, Nu, să nu jignim timișorenii. Am fost într-o luptă foarte, foarte strânsă cu Timișoara pentru titlul de capitală culturală europeană. Ceea ce e foarte bine, întotdeauna o luptă face ca ei să fie mai buni. Exact, exact. Da. Până la urmă a devenit Timișoara capitală culturală europeană și ceea ce este la fel de bine, Timișoara fiind un oraș absolut superb, mai ales acum în ultima perioadă când au fost și renovate multe clădiri în centru. Totuși, evenimentele și în Cluj se succed. Am trecut mai înainte pe lângă vechiul cinematograf Victoria, unde în fiecare an se rulează multe filme la TIFF, Transylvania International Film Festival. Da. Mai există un festival absolut super numit Toamna Muzicală Clujana. Da. Nu mai vorbim de Antol, nu mai vorbim de Electric Castle. Da. Mă rog, Electric Castle nu e chiar în oraș, e lângă Cluj, la castelul din Bonțina, dar tot aparține oarecum de Cluj. Da. Și foarte multe mici festivaluri. Jazz in the Park devine tot mai frumos. De la an la an, Cluj Sports Festival, singurul turneu de tenis WTA din România este tot la Cluj. Acum, săptămâna viitoare, cred că va începe. Avem sala polivalentă, care este într-adevăr un mare avantaj, un mare plus. Acum câțiva ani a fost campionatul european de basket, la Cluj campionatul european de gimnastică și așa mai departe. Da. Da, se întâmplă multe lucruri în Cluj, nu e totul roz, nu e totul perfect, dar da. Se încearcă și asta e bine. Da. Se încearcă să fie totul bine. Bun, acum ne aflăm pe Bulevardul Eroilor. Da. Un alt bulevard plin de case și palate vechi, în special secolul XIX și începutul secolului 20, dar chiar și un pic mai vechi, secolul 18. În schimb, ceea ce îmi place mie foarte mult este o biserică care a fost, mă rog, când s-a construit a fost un pic controversată. Tot pe această stradă există o veche biserică catolică donată comunității greco-catolice, care după al doilea război mondial a fost, odată cu desfințarea bisericii greco-catolice, a fost dată comunității ortodoxe. După 90 a fost un mare scandal și în momentul în care s-a retrocedat comunității ortodoxe, s-a construit o altă biserică ortodoxă, tot Schimbarea la Față, care s-a numit tot Schimbarea la Față. Aceasta este biserica ortodoxă care s-a construit, este o biserică nouă, însă ceea ce impresionează foarte mult este felul în care este pictată. De fapt, nu este pictată, ci este acoperită de mozaic. Okay. Un mozaic absolut superb, destul de neobișnuit pentru biserică ortodoxă, dar foarte frumos. Eu nu mai știu, cel puțin în zona Ardealului, nu mai știu o astfel de biserică. Este un mozaic făcut de unul dintre cei mai celebri artiști italieni ai momentului, care are și multe lucrări la Vatican, Ivan Rupnik se numește, și este un mic secret al Clujului, pe care inclusiv mulți clujeni nu-l cunosc. Recomand foarte tare, eventual după ce se termină slujba, să luăm câteva cadre.